2.10, asta e doar de încercare. Ok, vindem ieftin.ro. Ro, 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 vindem ieftin.ro. Dutch Raw Original. Hei, 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 de unde atâta hei? Hei, ne-am adunat aici, hei, cu energie, hei, bine, bine, hei. Astăzi o să vă povestesc puțin despre cum mi-am construit eu această casă, despre problemele prin care am trecut și cum le-am rezolvat, cum am făcut față unor probleme și așa mai departe. Mai multe în articolul care este scris aici jos în descrierea clipului. Să începem, boom! Ok, astăzi m-am îmbrăcat așa mai frumos, pentru că de aici trebuie să plec imediat undeva și nu mai am când să mă schimb. Nu știu alții cum construiesc, dar eu când mă gândesc la cum am construit eu, parcă îmi plânge și acum sufletul de milă. Nu, nu a fost vreun dezastru, dar a fi putut să fie o experiență un pic mai plăcută. Na, când construiești pentru prima dată o casă, casa mea, ca să ne înțelegem din capul locului și poate singura casă din viața asta pe care o să o construiesc vreodată, te cam ia valul uitând complet adeseori de tot felul de necunoscute ale unei ecuații pe care nu prea ai cum să o rezolvi fără un background, experiență sau ceva sfătuitor de taină. Și când zic sfătuitor de taină, mă refer la oameni buni, fără interese și care știu ce vorbesc, cu experiență bună pe treaba asta și cu suflet relativ curat, nu niște nei ca nimeni care se bagă în seama iurea și vin la final și te întreabă pe un ton sfidător: dar cine v-a lucrat aici? Hm? Știam în ce mă bag, știam că de fapt nu știu nimic și pe măsură ce înaintam făcând research, din aia conștientizam că știu prea puțin, că tot ceea ce citesc este ori eronat, ori prea mișto ca să fie adevărat. Prea multe păreri, prea diferite și toată lumea are dreptate. True. Stai pe aproape în episodul ăsta și poate ciulești urechea bine ca să vezi și să auzi ce am greșit eu, ce am făcut bine, ca să tragi niște concluzii care poate te vor ajuta în viitorul apropiat sau mai îndepărtat dacă vrei să construiești o casă. Oricât de mică sau mare, rotundă sau pătrată, clasică sau futuristă, din lemn, pe structură metalică, ori din cărămidă. E treaba ta cum ți-o faci, cum îți dorește inima și bugetul disponibil, of course. Ok, deci toată lumea să rămână în minutele următoare aici pe zonă. Hai, toată lumea, toată lumea! Toată lumea, 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 peste bec. La vremea când voiam să fac casa, mai nimic nu se lega în capul meu, dar se lega cumva. Greu de explicat stările, trăirile, gândurile și teama de necunoscut sau prea puțin cunoscut. Da, sfătuitor din ăștia de taină de care vorbesc nu aveam, doar ce mai prindeam câte o informație de la unul, de la altul și cântăream bine în speranța că este cea mai bună alegere. Sunt mulți păreriști, dar triști. Sincer, altfel ar fi stat treburile cu bugetul, timpii și nervii mei dacă aș fi știut că există casa de comenzi vindemieftin.ro. Dar despre asta o să ajung să vorbesc puțin mai încolo, mai puțină răbdare. Aveam bugetul și eram musai să mă încadrez în el, chiar și sub limita maximă, dacă s-ar fi putut. Bine, treaba aia cu socotelele de acasă care nu se potrivesc cu ce găsești în târg, nu știu cine a născocit-o, dar marea dreptate a avut. Cea mai mare problemă o aveam cu cine fac casa. Voiam cu firmă, tocmai ca să am un control, să fie cu facturi, cu chitanțe, garanții. Nu voiam să fie în regie proprie, mai ales că nu aveam experiență, exact ce ziceam. Eu eram targetat pe principiul arhi-mega-ultra cunoscut din seria BD. Dau banul, iau framul. Capiși? Am banii, ia banii, dăm casa. Cât? În 6 luni? Ok, să fie 8, dar să fie bine și corect făcută. Nea Cornele, Nea Dorele. Nu, nu era nici Nea Cornel, nici Nea Dorel. Era un alt Nea, dar mai am de povestit până dăm de el în povestea căsuței noastre. Bun, deci avem ideea de casă, cum să arate, ce vrem de la ea. Nici prea mare, că e greu de făcut curățenie și te și grăsești greu prin ea, dar nici prea mică să nu ne strângă și să fi vrut să o facem mai mare și să începem iar să construim și înțelegeți voi unde bat. Acum nici terenul nu prea ne-a ajutat să o facem cum am fi vrut, dar noroc că există arhitect! Aveam nevoie de un proiect, unul mișto făcut, care să fie exact ce ne dorim. Am găsit arhitect, am făcut calcule, ne-am expus ideile, am scris, am șters, am retrasat, am măsurat, am revenit cu idei, a venit și el cu idei, am anulat, ne-am răzgândit, ne-am hotărât și gata! Ta-da! Avem proiectul! Ok, boss, dar dacă e să iei așa, proiectul casei e pistol cu apă. Pentru căsuța noastră ne trebuie avize. Ce? Da! Avize! Cât poate dura să scoți niște avize pentru căsuța noastră? Da, exact! Căsuța noastră! Căsuța noastră! Căsuța noastră! Cuib ușor de nebunii te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră! Cuib ușor de nebunii te așteaptă ca să vii.
durează, boss, durează, la avize durează, exact, vorbesc de luni, nu, nu ziua din săptămână, ci o lună, două luni, trei luni, șase luni, un an, un an jumate, doi ani? What the... Da, cam așa funcționează sistemul și e nevoie de răbdare, prea multă răbdare, nu știu de unde se ia atâta răbdare, numai răbdare și bani. Bine, nu atât de mulți bani, nu costă foarte mult avizele, dar costă timp. Și bani, timp, răbdare. Cât se coceau avizele la foc mic? Unul prea mic, după mila mea părere, ne trebuia și un, bineînțeles, constructor. După câteva sfaturi de păreriști, am dat sfoară pe net, am căutat oameni cu portofolii și care acceptau propunerile noastre de proiect și de buget. Au fost câteva oferte, am discutat, am revenit, telefoane, întâlniri și cum toamna stătea să înceapă, am bătut palma. I-am dat bugetul, el s-a încadrat sub el teoretic, dar am mai pus noi 50% plus peste ce a zis el, pentru că socotelele de acasă, bla bla bla. Avem avizele ce ne trebuiau ca să demarăm lucrurile, așa că fast forward, pregătirea terenului, echipa de muncitori, excavator, lopeți, sape, târnăcoape, tot felul de unelte, o bere din când în când, după program, cică. Termoizolație, tencuială decorativă, dar stat prin șantier cât se poate de mult, energie, nervi, idei, alte idei, glume de șantier, exact ca în bancul ăsta. Pe un șantier vine o comisie în inspecție, șeful de șantier le spune lucrătorilor, orice s-ar întâmpla, reacționați în așa fel de parcă așa trebuia să fie. Vine comisia, privește, deodată cade un perete, un lucrător bucuros se uită la ceas. 10:30, exact ca după grafic. Ha, 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 ha. La asta cu statul în șantier printre muncitori, chiar vreau să accentuez că e musai să fii printre ei, pe bune. Am stat cât am putut de mult, cât mi-a permis timpul, noroc că eram într-o perioadă când lucram mai mult remote, dintr-un timp în care telemunca nu se știa că există ca termen. Pentru cine nu poate sta printre muncitori, nu are timp sau nu vrea, e musai să puneți camere de supraveghere. Așa poți ști în fiecare moment ce se întâmplă și ai și înregistrări în caz de orice. La vremea respectivă am lăsat libertate totală constructorului la procurarea materialelor necesare. Aveam lista cu materialele din proiect, am zis că e treaba lui cum le procură, dar să fie ce trebuie și localitatea agreată împreună. Nu aveam experiență pentru a căuta singur materiale pentru structură și fundație, de exemplu. M-am bazat pe constructor și pe, bineînțeles, experiența lui de peste ani. Revin și repet. Dacă aș fi știut de casa comenzilor vindem ieftin.ro, cel mai probabil aș fi reușit să găsesc cele mai bune prețuri, comparând lejer prețuri de la diversi furnizori, să cumpăr totul într-un singur loc, astfel aveam economie de timp și de bani, să am mai mult timp pentru construcția casei propriu-zis decât să stau să văd depozitul, magazinul X și Y, să am consiliere gratuită și informații suplimentare în deciziile pe care le iau cu privire la achiziții, să am marfa direct de la producător, ambalată corespunzător, fără a fi stătută, stocată, prin tot felul de depozite obscure, să aflu păreri despre calitatea materialelor livrate de vindemieftin.ro din recenziile video ce ei le primesc de la clienții lor și sunt puse pe site. Transparent. În fine, eu nu am știut de ei, iar bugetul meu a fost implicat direct proporțional cu dibăcia constructorului de a găsi cele mai bune oferte. Așa a rămas în capul meu. În realitate nu știu exact ce prețuri bune a găsit el. Pe mine m-a interesat doar să fie ce trebuie, conform proiect și la o calitate bună. Ok, fast forward, din nou. În 3 luni aveam casa la roșu, cum se zice, venise iarna, aveam plăci turnate, parter plus etaj și căciula pusă, adică acoperișul. Ferestre și tâmplărie PVC și o deosebită bucurie când vezi că a crescut atât de mare în 3 luni. Exact ca făt frumos din poveste. Exact, exact ca făt frumos din poveste. Greuceanu, ce să mai. O să aflu mai târziu că acesta este făt frumos din lacrimă. Măcar una. Până în primăvară s-a lucrat la interior. Instalații electrice, termice și sanitare, mai ales că ne-a lăsat iarna să facem treabă, fiind una mai caldă și fără geruri. Am avut și noroc. În primăvară ar trebui să fie gata, dar, marele dar, rămân finisajele interioare și exterioarele. Da, constructorul s-a împărțit prin alte lucrări. Aveam să aflu că asta e o practică des întâlnită în gașca asta. Oameni puțin la lucru și s-a tot lungit perioada asta de a avea casa gata. A trebuit să contracteze alte echipe ca să meargă treaba, să termine ce nea al meu nu reușea. Cei care au venit au început, desigur, cu vestitele cineva a lucrat aici? Păi așa se face? Noi vă făceam mai repede și mai ieftin. Noi lucrăm mult mai bine. Noi suntem profesioniștii. Da, astea, you know, ne-am suturat de ăștia. Inutil să vă spun că unii dintre ăștia chiar au dat kicks și a trebuit să refac elemente de tencuială decorativă că n-au fost în stare să o dea corect. În fine, marea problemă rămâne calitatea oamenilor. De la șeful de șantier cu oamenii lui până la dirigintele de șantier, care, după părerea mea, este cel mai important om. De aceea e bine să găsești unul, să-l plătești corect și să-și facă bine treaba, să supravegheze cum se lucrează conform proiectelor. Sunt mai multe. Finally, după tot felul de povestioare inerente, zic eu, am avut căsuța gata cu totul pe la sfârșitul verii. Trecuse un an de la primele acțiuni pe teren. Of, of, măi, măi. Da, deci urma să o mobilăm, să ne facem cozy, așa cum visam. A, dar nu aveam gaze. Am așteptat
un an și jumătate după racordarea la gaze, deși gazele, țeava, era la poartă. Hei! Asta ca să știți cum stați. Prima iarnă la casă nu a fost să fie aia, ci anul următor. That's it! Mm-hmm. Yes! Mm. În final, în funcție de ce planuri aveți, cum și cu cine vreți să construiți sau să renovați, luați în considerare ideea de a colabora cu cei de la vindemieftin.ro, mai ales că veți avea parte de un consultant profesionist care vă poate scuti de greșeli, timp pierdut și bani total cheltuiți anapoda. Mai mult, veți avea cele mai bune oferte de preț de la producătorii cu care ei colaborează. Vindemieftin.ro reprezintă un concept unic pe piața materialelor de construcții din România. O alternativă la comerțul clasic cu depozite și hipermarketuri, clienții apelează la ei pentru că scurtează lanțul clasic fabrică-client la nivel național, reducând costurile cu până la 10-15% și oferind materiale de calitate. Din ce știu, sunt online mai tot timpul pentru clienții lor, iar consultanții operează în vânzări tehnice și au creat un grup VIP pentru clienții care doresc să beneficieze de consultanță prioritară. Spor și alegeri inspirate. Aveți grijă dacă vă apucați, aveți grijă cum gestionați întreaga problemă. Și dacă tot sunteți aici, un like, un subscribe, un share, un coment lăsat mai jos ar fi ideal și pentru mine, dar și pentru voi, mai mult pentru mine, e mai mult pentru toată lumea, pentru ca să mai fac conținut pe aici și să fie totul ok. Acesta a fost episodul 4 din Superblog, cred că, nici nu mai știu, vor fi 20 sau 22 de clipuri și articole sau mare parte articole. Nu știu dacă voi face clipuri chiar la toate articolele, dar să ne încălzim și cu energie low wind. Cu energie low wind, 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 cu energie low wind. Dedica-se a tu, le bagamos, nu vă mai plictisiți atât acasă!